doar 15 zile înainte de a fi declarat mort într-o închisoare rusească, Alexei Navalny a lansat o ultimă slavă împotriva lui Vladimir Putin. Chiar și izolat în nordul îndepărtat al țării, el a reușit să transmită mesaje susținătorilor săi, încercând un plan de mobilizare a opoziției în timpul alegerilor prezidențiale din acest weekend. Marcela Ferraro, editor al FNews în Franța, a urmărit subiectul și vine să ne spună și nouă. Bun găsit, Marcela! Bine te-am găsit, Raluca! E un plan pentru cele 3 zile electorale din Rusia. Ce conține el? La amiază împotriva lui Putin l-am putea numi. Îmi place, scria el, ideea ca alegătorii anti-Putin să meargă împreună la secțiile de votare la ora 12. El știa foarte bine că orice acțiune de protest ar fi fost reprimată instantaneu. În teorie, cine ar putea fi acuzat că se duce să voteze la o anumită oră? Era de multă vreme clar că alegerile nu vor fi nici libere, nici corecte. Putin urma să fie singurul candidat real cu niște contracandidați de operetă și cu toți criticii săi proeminenți. Fie morți, fie întemnițați, fie în exil, fie radiați de pe liste. După moartea lui Navalny, apelul a fost preluat de văduva sa, Iulia Navalnaya, care spune: Alexei a chemat oamenii să participe la acest protest și de aceea pentru mine personal acest lucru este atât de important. Asta a spus ea într-un recent videoclip în care le-a cerut rușilor să se alăture evenimentului pentru Navalny. Marcela, ce reacție a avut Moscova la acest apel? Încă de ieri, procuratura a anunțat că orice mulțime, dar procuratura înțelege mulțime prin orice reuniune de mai mult de 3 persoane, va fi considerată ostilă și persoanele participante sunt pasibile de sancțiuni. Am văzut că simplul fapt de a depune o floare la monumentul victimelor stalinismului s-a încheiat cu arestări, deci e clar că Putin nu glumește. Mascarada numită alegerile prezidențiale capătă uneori accente ridicole. Jurnaliștii care acoperă evenimentul au o viză de maxim 8 zile, ceea ce împiedică să acopere tot teritoriul imens al Rusiei înainte și după alegeri. Dar nu e nevoie să mergi până în Siberia ca să vezi ridicolul acestei imitații de democrație. Candidații care au îndrăznit să critice au fost eliminați din cursă, nu a existat nicio dezbatere între participanți, alegătorii sunt atrași cu pâine și circ lângă secțiile de votare, pentru că Putin, care a stabilit deja că trebuie să câștige cu peste 80% din voturi, vrea să arate că poporul se duce la vot. Au mai rămas 2 zile până la încheierea scrutinului, foarte puțin probabil ca cineva o să mai poată mișca în front în această Rusie care seamănă din ce în ce mai mult cu Coreea de Nord. O imagine, da, cât 1000 de cuvinte, Marcela, mulțumesc tare mult!